După câteva luni în care programul autobuzelor LocTrans a fost complet modificat din cauza pandemiei de coronavirus, zilele acestea reprezentanții societății au stabilit ca mijloacele de transport în comun să funcționeze în regim normal, conform graficului stabilit. Astfel, pentru a ajunge acolo unde aveți nevoie, trebuie doar să urmăriți programul traseelor afișate în stațiile de autobuz. Din data de 16.06.2020 am început să dăm drumul la programul normal care l-am avut și în trecut conform programului de delegare. Mai mult decât atât, am suplimentat cursele cu gradul mare de încărcare, în special către platformele industriale, pentru a evita răspândirea noului virus. În continuare, conducerea unității va lua toate măsurile de protecție pentru ca slătinenii care folosesc autobuzele să fie în siguranță. De asemenea, și călătorii trebuie să dea dovadă de responsabilitate pentru a nu risca să se îmbolnăvească. Rugăm cetățenii care călătoresc cu autobuzele să folosească masca de protecție, care este obligatorie, și am dorit să informăm pe această cale că autobuzele sunt dezinfectate zilnic. Maximul pentru dezinfectare a durate este undeva la 4 ore, după care se dezinfectează fiecare autobuz în parte. Momentan funcționăm la capacitate maximă. Parcul Autoloctrans are 14 autobuze și 3 microbuze. În fiecare mijloc de transport au fost montate dispensere cu dezinfectant, iar pe scaune au fost lipite buline verzi pentru distanțarea fizică. Zilnic se face triajul epidemiologic al șoferilor care asigură deplasarea călătorilor.